5 angajați ai Poliției Locale Zalău, care au urmat un curs de 3 luni la Cluj cu atribuții în domeniul circulației, își vor face în curând simțită prezența pe străzile din municipiul Zalău, alături de polițiștii de la rutieră, scopul comun al acestora fiind acela de a face ordine în trafic. Începând cu data de 1 februarie 2013, în cadrul Poliției Locale Zalău s-a înființat serviciul Brigada Rutieră cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice. Serviciul respectiv conține un număr de 5 lucrători care au absolvit un curs de formare profesională de o perioadă de 3 luni de zile în cadrul Școlii de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Potrivit lui Dumitru Valea, cei 5 agenți ai Poliției Locale vor participa împreună cu lucrătorii biroului rutier la o serie de acțiuni, cele două instituții încheiind de curând un protocol de colaborare cu o perioadă de un an. În data de 26.04.2013, Poliția Locală Zalău cu Poliția Municipiului Zalău au încheiat un protocol de colaborare pe o perioadă de un an de zile, perioadă în care se vor desfășura niște acțiuni comune cu lucrătorii din cadrul Poliției Locale Zalău și Biroul Rutier Zalău cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice. În ceea ce privesc atribuțiile pe care polițiștii de la Brigada Rutieră le au fost informați că aceștia vor acționa pentru ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar, pentru dirijarea traficului rutier, pentru asigurarea eficientă a intervențiilor la numărul 112, precum și pentru fluidizarea ori restricționarea traficului. Cu privire la constatarea contravențiilor la încălcarea prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice, pot să vă spun aici că polițiștii locali au dreptul să constate contravenții cu privire la oprirea, staționarea, parcarea, având dreptul chiar să ridice vehiculele staționate neregulamentar. De asemenea, polițiștii locali au dreptul să constate și să aplice sancțiuni cu privire la circulația mopedelor, bicicletelor, vehiculor cu tracțiune animală.